Salutare lumea și bine v-am găsit la un nou videoclip. Sunt Legion 6, după cum bine știți, și hai să vă arăt două jocuri din Epic Games, care le dă din nou gratis și avem un fel următor, trebuia să postez de ieri, spre exemplu, dar n-am avut timp. Bun, și postăm astăzi. Avem un fel următor, două jocuri și avem un Toem și The Last Stand Aftermatch. O să intrăm cu o mică prezentare în Toem, care vine imediat. Bun, sper că v-a plăcut intro-ul de la jocul Toem. Am intrat și noi pe pagina lor de Epic să luăm jocul. După cum puteți vedea, văd că are și ceva add-on-uri, dar momentan vedem. Jocul ar fi 77 de lei, dar noi luăm mai bine gratis, că e mult mai ok. Oricum, jocul e apărut în 2021, deci e el de gratis acum, posibil poate nu mai sunt jucători sau nu știu, în fine, nu contează treaba asta. Îi dăm și noi you get, îi dăm place order, îi dăm accept, ca să-l adăugăm în lista noastră de la Epic Games și după cum puteți vedea, deja l-am și luat. Dăm continue browsing, îi dăm addon-uri, să vedem dacă mi este ceva addon-uri gratis. Nu, are un singur addon care conține doar melodiile din jocul acesta și ar fi 31 de lei, dar momentan ne ajunge jocul care l-avem pe ăsta. Bun. Imediat noi o să revenim cu următorul joc. Bun, sper că v-a plăcut prezentarea de la jocul The Last Stand Aftermatch. Noi acum am intrat pe pagina lor de Epic Games, exact ca și de jocul precedent, și luăm The Last Stand Aftermatch. Îi dăm și noi get la joc. Îi dăm place order, îi dăm accept. Mi s-a luat jocul, ne-a spus că este ok. Îi dăm continue browsing. Din câte pot să observ, jocul nu are addon-uri. Este jocul gratis. O să mai dau și aici la câteva imagini. După cum ați văzut și în videoclip, deci jocul este ceea ce au făcut ei aici. Dau un mic spoiler. Jocul a fost închis în 2015. Dead Island Epidemic se numea jocul. Cei care au jucat până în 2015, mai mult ca sigur o să-l știe. Jocul, o să las link și de la el în descriere, nu știu dacă o să mai găsesc pagina lui exact, ori pe Steam, ori la developer pe site, dar vedem, nicio problemă. Așa, dacă nu, o să las un link în descriere cu gameplay-ul de la acest joc. Cam asta ar fi. Ceva asemănător văd că ar fi jocul acesta cu jocul acela, adică cam de acolo am înțeles că acela a fost cam primul joc care l-au scos și de acolo s-au inspirat mulți developeri mari și firme de publisher și au scos jocuri cu zombie și toate cele de acolo. Dar, oricum, o să vă las linkul în descriere imediat. O să vă las linkul și de la Last Stand Aftermatch și de la celălalt joc, ca să fie tot ok. Dar noi o să venim cu un videoclip nou și anume un alt mic spoiler, de fapt un mare spoiler alert, să zic așa. Cei care vreți să jucați CS:GO și nu mai vreți să jucați CS2, puteți să jucați Counter-Strike Global Offensive, versiunea 2016, cu mici setări făcute pentru joc și care au niște servere chiar bunicele, nu pot să zic foarte bune, bunicele sau bune, cam așa.
Trebuie să te înregistrezi pe un cont de Discord, o să vă las linkurile toate respectivele în videoclipuri care o să-l fac special pentru așa ceva. Se numește Counter-Strike Restore. Așa se numește CS-ul, să zic așa. El e tot CSGO, dar ca să-l poți juca și toate cele și pe server ca să poți să jucați cu alți playeri, se zice Counter-Strike Restore. Este un proiect făcut de cineva din Germania, din câte am înțeles. Așa. Și l-a făcut în mare parte pentru for fun, adică să ne jucăm noi între noi. Nu trebuie să plătești absolut nimic la ei, deci e totul gratis. Oricum o să vă explic mai multe în videoclipul când o să fie. Sper că m-am lungit cu acest videoclip și este foarte mult, deci nu prea aș vrea să mă lungesc cu acest videoclip foarte mult. Bun, cam asta ar fi din videoclipul ăsta. O să mai revin cu două videoclipuri, trei, în următoarele zile. Unul din GTA 5, un mod nou sau nu știu ce au băgat ei, ceva de genul operațiune, cam așa ceva. Așa. Și cel cu Counter-Strike Restore. Dar o să mai vin și cu videoclipuri din Counter-Strike Restore, de exact cum se joacă și cam cum se vede versiunea 2016, care e old și e mult mai să zic așa, uf, că îmi stă pe limba cuvântul, cum să zic. Da, nu știu, nu vine acum cuvântul, dar o să-l zic în videoclip când o să fie. Bun, sper că v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, noi ne auzim pe data viitoare. Și hai să facem și noi câțiva abonați, că adică ne uităm la un videoclip, avem câteva vizualizări, dar barem dați-mi un like, hai că like-ul mă ajută să fim și în comandări. Parem like-ul, ar fi ok. Hai, mersi mult, salutare, ne vedem pe data viitoare, bye bye.